În pandemia i-a făcut pe tot mai mulți români să trăiască cu grija zilei de mâine. Procentul celor care acordă importanță economisirii a crescut cu 15% față de 2019. Însă, suma pe care reușesc unii români să o pună deoparte este infimă. 300 de lei pe lună, nici măcar 100 de euro. Alții se plâng că salariul le este insuficient de la o lună la alta, așadar la final de lună nici vorbă de economii. Valul de scumpiri la energie electrică și produsele alimentare îi fac pe români să drămuiască fiecare bănuț. Așa scumpiri, pensiile nu cresc, salariile nu cresc, acum vine și gazul, curentul. Am strâns mult prea mult cureaua, adică nu reușesc să-mi plătesc nici facturile. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare și rate, iar când vine vorba de economii, unii reușesc cu greu, alții se plâng că nu pot să pună niciun leu deoparte. Da, nu avem de unde să mai punem deoparte, de unde? Deoparte nu avem, ne ajută copiii foarte mult. Și dacă vin zile negre? Asta e, ne împrumutăm. Potrivit unui studiu, la aproape 2 ani de la declanșarea pandemiei, 51% dintre români consideră că este esențial să pună deoparte bani pentru zile negre. Procentul este în creștere față de anul 2019, când doar 36% acordau importanță economiilor. Este un moment în care oamenii se gândesc cu mai mare atenție la cum își drămuiesc banii, cum îi cheltuie, ce alocă pentru rate, pentru facturile la utilități, pentru alte cheltuieli, în așa fel încât să își permită. Doar unul din doi români pun deoparte lunar o sumă fixă, în timp ce 7 din 10 economisesc în funcție de câți bani le-au rămas după ce și-au plătit toate cheltuielile. Românii economisesc în medie 309 lei lunar, echivalentul la 58 de euro, în cazul unui salariu mediu net de 3541 de lei, nici măcar 10% din totalul veniturilor. Suma este mai mare cu 23 de lei față de cât economiseau în medie anul trecut. Avem 1,6 milioane de români care câștigă salariu minim și cărora le este foarte greu să pună bani deoparte. Ne plătim toate datoriile la stat în primul rând. Da. După aia calculăm cam cât ne trebuie pentru mâncare și rămâne, să știți. Și avem puneți la final de lună. Da. Specialiștii ne recomandă să stabilim ce economii facem încă de la începutul lunii și nu la sfârșit, așa cum avem tendința. Poți economisi acești 20% începând prin a te plăti pe tine însuți, la început de lună, nu la sfârșit de lună. Să vezi ce-ți mai rămâne. Austriecii sunt liderii Europei, economisesc în medie 344 de euro lunar, iar pe locul 2 sunt slovacii, care fac economii în medie de 123 de euro pe lună.